principală atestată documentar în orașul Ovidiu. S-a construit în anul 1902, în urmă cu 116 ani, cu două săli de clasă și locuință pentru director, la care ulterior s-au mai construit și alte săli. Pentru ovidenii noștri știți unde se afla prima școală, undeva la apă caldă, pe malul Gheolului, până acolo copiii se duceau la școală. Din mărturisirile vârstnicilor, scrisul și cititul se predau înainte de 1902 în locuințele particulare, puse la dispoziție în acest scop de unii proprietari cu case mai spațioase. A existat în Ovidiu și o școală mahomedană construită în anul 1894, învățător fiind Hogea. După o statistică din 1923 în Ovidiu, care pe atunci se numea Canara, din 535 de locuitori trecuți de vârsta de 15 ani, doar 309 știau carte. În anul 1938 existau trei posturi de învățători în Ovidiu. Unul în Lumina, fosta Valea Neagră, care aparținea administrativ de Ovidiu, și unul în Poiana de azi, fostă sat Cocoșul. Unul dintre dascălii care și-a adus contribuția la dezvoltarea învățământului ovidean a fost învățătorul Baltă Vasile, director al acestei școli în urmă cu foarte mulți ani. În anul 1971 s-a construit o nouă clădire, 8 săli de clasă, laborator de științele naturii, de fizică, chimie, cancelarie pentru profesori, birou directorial, secretariat și grupuri sanitare. În școală, la acel moment, își desfășurau activitatea 12 învățători la cele 12 clase din ciclul primar și aproximativ 25 de profesori la gimnaziu. În școala 2, care de fapt a fost școala 1 până la înființarea liceului din Ovidiu, timp de 2 ani, s-a desfășurat și învățământul de 10 ani, în care erau înscriși elevii care nu reușeau să intre în licee pe bază de examen. Se numește așa, începând de astăzi, exact la data de naștere a poetului, se numește începând de astăzi Școala Gimnazială Poet Ovidiu. Numărul 2, Poet Ovidiu, cu tata un număr. Dar și Poet Ovidiu, îi spunem începând de astăzi. Să știți că nu exista moment mai potrivit decât la 2000 de ani de la moartea poetului și de ziua lui de naștere să facem chestiunea aceasta. Dacă am fi făcut-o ieri, nu era același lucru. Sau mâine. Sau acum un an sau peste 2 ani. Va rămâne în istorie această denumire fără niciun dubiu. Închei prin a vă spune că, și știți foarte bine că sunt apropiat și până la urmă apropiat de vârsta voastră sau relativ apropiat în fine. Sper rușinea mea fac peste urmă 40 de ani, dar probabil că de asta încep să merg în baston. În fine, dar trece într-o lună, două. Vreau să vă spun că lucrăm la un proiect interesant, cultural, pe care o să vi-l prezentăm în școli. Nu vorbim de alte proiecte, că nu contează, nu o să facem aici nici politică. Dar este un lucru interesant pe care o să vi-l prezentăm în școli cât de repede putem. Cel mai probabil, pentru că o să fie finalizat în vară, o să vi-l prezentăm poate în toamnă, când începe școala. Știți foarte bine că astăzi, în România, vorbim și vedeți peste tot pe televizor, când îl deschideți, trebuie să vedeți, despre România 100. 100 de ani de la Marea Unire și așa mai departe, și 140 de ani de la Războiul de Independență. Și pentru că veți fi plictisiți pe subiectul ăsta și la școală, la un moment dat, și tot ce o să vedeți pe tot ce înseamnă TV, presă, pe media națională, vorbindu-se despre România 100, și este foarte bine că se vorbește despre cei 100 de ani de transformare ale României și ale românilor.